Salut! Salut, salut, dar să știi că nu te vedem. Trebuie să apăsați niște butoane. Așa, perfect, acum te văd. Bine ai venit la gazeta noastră cu Espresso European. Îmi pare Bine, foarte bine bine că v-am ai găsit și mulțumesc pentru invitație. Exact, îmi pare foarte bine că ai acceptat invitația mea de a avea această discuție. Eu mi-am pregătit niște întrebări pentru tine, să știi. Și sper că unele vor fi mai provocatoare. Dacă ți se vor părea foarte provocatoare, te rog să-mi spui că. Și eu sunt ghiduș în viața publică și în presă unde am fost și în cinematografie, așa că îmi place să fiu și eu provocat. Ok, perfect, perfect. Hai să vedem. Hai să încep cu unele mai simple. Eu o să evit să ne prezentăm pentru că nu este cazul, eu cred că foarte multă lume te cunoaște. Ca să încep cu o întrebare pentru care eu sunt curioasă. Am înțeles că faci parte deja din diaspora și sunt foarte curioasă când ai plecat de Republica Moldova și de ce? Eu plec de Republica Moldova mereu, sau plec de acasă, ca să zic așa, nu? De 91, când Republica Moldova își proclama independența, sau tocmai își proclamase de vreo 2 luni, am plecat de la mine din sat. După aceea am plecat din Chișinău. După aceea am plecat din București, că am terminat studiile. După aceea am plecat iar din Chișinău, că nu mai aveam ce să fac. Nu mă consider în diaspora, dar da, de vreo 3 ani jumătate sunt la București. Am schimbat baricadele, am schimbat locul, am schimbat orizontul, aerul, locația. Mă întorc oricând acasă, m-am întors astă toamnă și am candidat, am încercat să candidez, am strâns semnături și n-am reușit. Acum am aici niște angajamente cu, iată, Partidul Verde, m-am implicat pe baricade politice de partea unui partid, până acum eram cam independent, cam din capul meu, candidez la alegerile locale din România. Deci mai sunt legat de ei. Poate tot datorită sau din cauza lor va trebui să trec prutul tot ca să fac campanie pentru alegerile parlamentare care vor fi deja în iarnă dacă se vor petrece cu bine astea locale de la sfârșitul lui septembrie. Deci nu mă consider în diaspora, mă consider acasă, în capitala patriei mele din probabil 96, când eram student aici la București, la Facultatea de Film. Am redobândit cetățenia românească pe care o pierduseră bunicii mei peste noapte fără voia lor. Ca Eu, mulți nepota dintre lor, noi, cu de minte altfel. fiind, am cerut redobândirea cetățeniei române și am obținut-o. Și beneficiez, iată, de o dublă cetățenie româno-moldovenească și de oportunitatea de a sta în carantină câte două săptămâni și când trec încolo prutul și când trec încoace prutul. O secundă. Dar spune-mi, te rog, la ultimele alegeri în care ai spus că ai candidat, care au fost acestea? Am încercat să candidez astă toamnă la alegerile locale, dar s-au făcut un fel de alegeri repetate pentru câteva circumscripții și am strâns semnături și pentru circumscripție 33 în jurul Chișinăului și pentru Consiliul Municipal Chișinău, dar comisiile create de socialiști și cu blocul acum au considerat, ambele comisii au considerat că nu sunt bune semnăturile mele, chiar dacă erau suficiente, și m-au brăcuit ca în vremurile comuniste, adică nu s-a schimbat mare lucru, aceiași politicieni de partid care n-au ochi să-i vadă pe mărunții independenți care încearcă să le ia niște voturi. Și iată, degeaba am umblat o lună prin Chișinău și suburbii să strâng semnături, că n-am putut să candidez. Eu am fost mereu curioasă de ce Oleg Brega nu s-a asociat niciodată cu niciun partid. Păi, trebuie să precizez că nu e prima dată când mă asociez acum cu Partidul Verde din România. În 16, se pare, am candidat la alegerile locale din Chișinău pentru funcția de primar general al capitalei, sau nu, altfel se numește, primarul Chișinăului, că nu e și general, aici sunt și primari de sectoare, dar acolo e unul singur. Din partea Partidului Democrația Acasă. Pentru că trebuia să strâng 10.000 de semnături și am reușit să adun doar vreo 1.000,
Deci era imposibil să candidez și ei nu prea aveau un candidat vizibil și s-au gândit să ia pe activistul ăsta civic, mai ales că liderul acelui partid, Vasile Costiuc, mi-a fost coleg și în Hyde Park și la Jurnal TV, cameraman, și a zis, hai, Oleg, să candidăm împreună. Și am condus lista lor de candidat și am candidat pentru funcția de primar. Am luat un scor mic, dar mai mare decât partidul, adică am fost o locomotivă bună pentru ei. După aceea, când am mai candidat liderul partidului tot la alegeri locale, n-a luat nici atâta. Deci... Da, spune-mi, te rog frumos, ce-l face pe omul Oleg Brega să fie un activist civic? Dezacordul cu situația în care suntem, dorința de a avea mai mult și mai bine, curiozitatea de a ști cum se întâmplă în altă parte, probabil e și ceva genetic de la rude, de la ai mei, probabil e ceva din educație, mai mult ca probabil au avut influență lecturile din Paul Goma, chiar adineauri am distribuit o postare cu un citat din Arta Refugii, primul roman pe care l-am descoperit în cămin la Institutul de Arte în 92, când am intrat la facultate și l-am simțit aproape și am învățat foarte multe de la el. Evident, nu numai din Goma, că am citit foarte multe, după aceea am avut acces la biblioteci și după aceea când am venit la București am avut acces la cinematecă și am văzut și filme bune. Deci, noi suntem ca niște bureți, ne impregnăm de tot ce mișcă, piuie, scrie în jurul nostru. Iată, eu sunt rezultatul educației și al circumstanțelor. Apropo de educație și de materialul genetic despre care ai pomenit, multă lume cunoaște că familia Brega este așa un fenomen, mă rog, frații Brega. Eu cunosc trei dintre voi, știu că sunteți un pic mai mulți. Ce vă face pe voi așa, nu știu, activi? De ce sunteți un fenomen? Păi Ce a poate fost că în spate? frații mei s-au luat după mine, tot așa după mine au venit cam toți la facultate la București, la facultate de film, deci am fost fenomen și la facultate de film. Cinci frați să treacă prin aceeași facultate și unii chiar să o absolvească, Ghenadi era cât pe ce să ia doctorat în cinematografie, persoasiune sau nu știu cum se numea, doctorat, nu masterat, că masterat a făcut la SNSPA. Deci, probabil au mers pe cărările bătătorite de badea, eu fiind cel mai în vârstă, dar poate că unii au avut și vocație pentru asta. Și Vitalie, de exemplu, e foarte bun fotograf acum. E adevărat că face fotografii de reclamă, dar și astea sunt întrebate și o duce bine, mersi, self-employed sau cum se zice, freelance, adică din capul lui artist liber. Sergiu Junioru, care e și editorul familiei, al clanului cinematografic, colaborează cu Rice și le editează materialele lor multimedia de investigații, da? Știți cine e Rice? Ceilalți, Ghenadie cu Olga, care au făcut scenaristică și critică de film, s-au abătut de la cinematografie, ambii în Islanda acum pe o insulă, dar colaborăm, ne ajutăm. Ghenadie e foarte activ pe Curaj TV. Probabil suntem făcuți pentru vremurile în care am avut ocazia să ne naștem în aceeași familie, în același neam, în acest loc geografic și istoric. Dacă îmi permiți un pic mai mult, eu vreau să insist pe partea asta cu materialul genetic. Cine au fost părinții voștri? De ce frații Brega sunt atât de activi? De unde au spiritul acesta de activism, de, nu știu, dorința aceasta de a schimba lumea mai bine și curajul? De ce nu? Că nu în zadar ați creat platforma curaj.tv. De unde vine asta în familia voastră? Nu prea vine, nu știu de unde vine. Tata a fost un artist în felul lui, om liber, lucra oricând, oriunde, câte o săptămână, câte o lună, deci nu s-a ținut de funcție, de profesie, de brigadier tabacovot pentru care l-au trimis colhozul la Grătiești să învețe în anii 60, după armată, sau 70 deja. Mai mult a lucrat prin construcții sau adunarea, strângerea roadei în Ucraina, în Latvia, în Belarus. Mereu era plecat,
Dar mi-amintesc un episod din 89, cât 31 de ani în urmă, când am fost prima dată cu el la lucru în Ucraina și a avut un accident de muncă. S-a dus după ce și-a întrebat și a reparat și a rezolvat problema de sănătate, s-a întors acolo în Ucraina și a cerut în baza legii toate ce îi se cuveneau, remunerare, bani pentru concediu medical forțat. Și asta m-a uimit. În timp ce, poate în aceeași perioadă, prin anii 88-89, bunicul ne cumpărase o bicicletă și ne-au furat-o în prima săptămână și tata n-a făcut niciun efort să denunțe la poliție, să ceară, na, miliție, ce era atunci. Deci aveam o impresie cumva greșită despre tata. Când, iată, în cazul lui, cu accidentul acela de muncă, l-am văzut justițiar și curajos. Iar tot același bunic care ne-a cumpărat bicicleta, când în anul 90 deja lucrasem o lună poștaș, m-a văzut că am venit la el în vizită inopinat, murdar de glod, că m-a stropit o mașină. Eram cu geanta de poștă pe umăr și zic, bunicule, dă apă, ceva, să mă spăl, să mă șterg. Dar ce ai pățit? Iată ce am pățit, m-a stropit unul cu mașina. Nu te speli. M-a luat de o aripă, m-a dus la primărie sau ce era acolo, sel soviet, la poliție, a făcut un scandal și pe acela l-au pedepsit. Deci a fost o lecție de viață și de la bunicul meu. Deci probabil vine ceva și din tradiția familială. Nu cred că mulți din satul acela, din neamul acela, luptă așa pentru dreptul lor. Și dacă ai avut o astfel de experiență la vârsta de 15 sau 16 ani cât aveam eu atunci, asta te formează. Moldovenii sunt considerați mai cu capul plecat, de aceea pun întrebările acestea, pentru că neamul nostru a trecut prin niște traume, prin niște probleme cu represaliile, cu venirea diversilor în zona asta care au vrut să cucerească Moldova sau, mă rog, au luat-o cu japca și așa mai departe. Și suntem un neam care nu prea îndrăznim așa să ridicăm vocea, să ne spunem gândurile sau opiniile, da? Este destul, considerat destul de periculos și destul de, hai să zicem, neobișnuit pentru noi, da? Să ne spunem părerile noastre. Uite, am o întrebare așa interesantă pentru tine. Totuși, văd acum cu ocazia pandemiei este un fel de curaj idiot și irresponsabil al moldovenilor de a afirma sus și tare. Asta e dezinformare, asta e o pandemie falsă, e un virus inventat. S-au informat ei de pe odnoclasnicii sau de pe contacte sau i-au spus cu mătra și el știe, el e convins, că au auzit un vâr, că au văzut un frate, că din trenul sărit unul. Nu e curaj Asta pentru e că nu prim, este exact, e nimeni primul pas de oficial. a te împotrivi și e făcut cu stângul și e făcut într-un mod caragios. Moldovenii ar trebui întâi să se informeze și eu eram în adolescență, eram mutul clasei. Eram foarte tăcut și foarte cu minte, dar cu urechile ciulite și chiar eram clăpăug, pentru că mă tundeau ai mei scurt și se vedeau urechile mari. Și cu urechi, și cu ochii mari ca să văd și să aud tot în jur. Ba mai mult, citeam, priveam filme la televizor, era un singur canal, dar priveam programul prelungit ca să mă informez, să mă documentez și deja de acolo, din școală, știam să le spun colegilor mei de Mahala despre cum funcționează universul, de exemplu, cum se explică stările, cum se cheamă, starea de agregare a apei, de ce e uneori solidă, de ce se transformă imediat în aburi și tot așa. Deci, ca să ai o opinie a ta, trebuie întâi să fii curios, să afli cum funcționează lucrurile și după aceea să poți spune, dar nu să repezi ca papagalul ce s-a spus la biserică, la sectă, la petolacă undeva sau la bere. Eu Dar nu văd moldovenii nu asta prea ca au un curaj curiozitatea pentru și... că n-au ieșit public să spună, dar mă rog, e clar că între ei oameni discută diverse și este un motiv acum mare de discuție această temă. Vreau să te întreb totuși, uite, faptul că ai fost activist civic, da? Multă lume te-a văzut ca un personaj controversat. Cum îți a influențat asta viața personală? Cum ai simțit tu că acest lucru a avut un impact asupra atât personalității tale, cât și a vieții tale în general, hai să zicem, rezultatele acestei activități? Controversat în sensul că am abordat teme de care alții s-au ferit.
De exemplu, pe timpul guvernării Și comuniste, la Felbu, emisiunea nu Hyde numai Park, Șepnele, vorbeam dar... despre unire și apăram unioniștii, pentru că era vorba de libertate de exprimare, dreptul de a te de a-ți exprima identitatea într-un regim ostil românismului. Atunci chiar am organizat clanul nostru, Brega și Huțanu, și am făcut o declarație de unire prin anii 2007-2008 sau 2006, chiar mai devreme. Nu doar cei cinci frați Brega și părinții lor, dar și bunicii noștri pe toți am organizat și și-au dat acordul să facem o declarație de unire a neamului Brega cu patria mamă. Deci atunci când pentru unire puteai să stai la pușcărie și chiar am stat în 2007, în 2008, am stat câte o zi, două închis pentru proteste de ziua unirii sau de ziua ocupației în 16 mai, când e ziua răpirii Basarabiei. Atunci eram unioniști. După aceea, când am văzut că s-a dat libertate, dreptul la unire și avem acum o duzină de partide unioniste, am început să apărăm drepturile omului, de exemplu, drepturile migranților, de exemplu, drepturile minorităților etnice, de exemplu, drepturile persoanelor LGBT sau a persoanelor seropozitive. Pentru că cu ONG-ul cel la Hyde Park am aderat la Coaliția Nediscriminare, am aflat cum funcționează treaba și am început să apărăm categoriile De ce schimbarea marginale, asta de social la o temă vulnerabile. la alta? De ce schimbarea asta de la o temă la alta? Adică... Pentru că e totuși o experiență de 20 de ani, nu? Și în timp de 20 de ani schimb prioritățile. Observ că unirea nu mai e de actualitate, de exemplu, nu? Că nu e o prioritate, că nu face parte din libertatea de exprimare, nu? Se observă progresul, influență din exterior, internetizarea și lucrurile se schimbă. Sau când am început prima dată să filmez, când am obținut în prima dată o cameră și o aveam în mână, am început să filmez cum șoferii de microbuze au muzica dată tare, fumează, conduc coatele pentru că numără banii, chestii din astea. Cu asta am început să mă exprim prima dată pe Curaj TV, vreo 10 ani în urmă, când am lansat site-ul Curaj TV, că la început era curaj.net de prin 2004, doar cu texte și fotografii. Când am obținut camere, iată, a început să mă intereseze cum se comportă șoferii de microbus. S-ar părea, băi, dar nu e o chestiune importantă. Bine, eu la Durlești sau la Troșeni sau pe unde am mai stat în gazdă, cu microbusul mergeam, că încă abia din 2007 am început să am bicicletă. Dar cu microbuzul mergeam și vedeam chestiile astea și credeam, și acum cred, că o movilă de pietre pot să o muți dintr-un loc în altul, începând de la o margine, cu prima pietricică, cu a doua, nu începi neapărat cu cea din vârf sau cu neapărat cu ultimul petroi de jos. La fel și cu problemele sociale, începi cu una care e cea mai apropiată de tine. Deci așa mi se întâmpla că circumstanțele unde eram angajat sau unde locuiam, mi-aduceau astfel de probleme. Când am zis cu ONG-ul Hyde Park, am intrat în Coaliția Nediscriminare, iată, am descoperit problemele cele. Când Hyde Park-ul s-a autodesființat din motive de presiuni politice, am aderat, iată, la Gender.com. Acolo am descoperit alte probleme și alte priorități, nu? Dorința asta de a proteja drepturile omului sau de a lupta, mai bine zis, pentru drepturile omului, da? Consider că este pentru o persoană un blestem sau o binecuvântare? Eu nu cred nici în blestem, nici în binecuvântare, poate că știi, sunt ateu, da? Mă Și refer la figurat. eu, umanist fiind de formație, adică cred în drepturile omului și în puterea omului, în solidaritate, în empatie, consider asta o datorie a ființei umane să-l apere pe cel de alături, indiferent dacă e aproapele lui, s-a născut cu el frate, văr, consătean, coleg de clasă sau nu, indiferent dacă e de aceeași limbă, de aceeași rasă, pentru că următoare victimă poți fi chiar tu. Și nu știu dacă ai văzut, acum un an am lansat un documentar despre niște fapte abominabile întâmplate relativ recent la noi în sat, legate de rasism și de xenofobie și de Dar ură totuși este o interietnică și povară. interconfesională. Și Nu ca se să nu se apucă. repete, ca să nu se repete istoria, e de datoria noastră să o cunoaștem și să ne împotrivim unor curente toxice periculoase. De acord, de acord. Dar O este o povară e povară. să crești copii, de exemplu. O povară e Corect. să fii bunic, de exemplu. Eu am ales să nu fac familie, să nu cresc copii, dar iată să am grijă de copiii altora.
și de bunicii altora, și de vecinii altora. Dar să ne întoarcem un pic la alegerile pentru primărie, la care știu că ai candidat ca și independent, da? Nu, tocmai spuneam că pentru primărie am făcut mariajul acela de interes A cu doua oară, dar partidul. prima dată nu ca candidat independent ai A fost? doua oară nici n-am încercat, anul trecut nici n-am încercat la Da, funcția de n-ai. primar, pentru că n-am mai avut partid care să vină să-mi propună chestia asta și pentru că 10.000 de semnături e imposibil cu buget zero să le strâng. Eu abia dacă le-am strâns pe cele 500 pentru circumscripție și iată, le-au considerat necalitative, m-au brăcuit. Eu țin minte atunci că foarte multă lume te-a susținut, inclusiv chiar câțiva influenceri destul de renumiți în Republica Moldova te-au susținut și te-au încurajat. Și vreau să te întreb dacă ai reflectat după aceea asupra situației, ce ți-a lipsit ca să câștigi? Ce crezi că ar fi trebuit să existe ca să poți să câștigi, de exemplu, primăria, adică oamenii să aibă încredere să te voteze? Și după aceea o să am o altă întrebare, cum poate asta poate să ajute alții în viitor. Dar momentan, ce crezi tu, ca reflexie, uitându-te în trecut, ce ai fi putut să faci altfel sau ce a lipsit în acea conjunctură? În cele trei campanii electorale în care am fost lăsat să particip, prima a fost cea de mai mare succes, chiar dacă am avut scorul cel mai mic, pentru că am fost o surpriză, am constituit surpriza candidatului independent cel mai votat. Aproape că am atins pragul de 1%, dar legea prevede pentru independenți un prag discriminatoriu de 2%. Și asta a făcut să nu intru în Parlament, chiar dacă am avut mai multe voturi decât ceilalți deputați, ceilalți candidați de la partide care au ajuns deputați. Așa e legea strâmbă. Problema, eu cred că a fost în electorat care n-a avut nebunia mea să voteze pe un candidat marginal, dar știind că e conform cu opiniile lui sau măcar să facă un vot de protest. De vină au fost și cei care zici că m-au susținut tot atunci, dar tot ei au făcut și campanie Fă un bine țării și au sfătuit electoratul să voteze pentru candidații cei mai puternici, iar asta excludea un independent, pentru că știau că pragul pentru independență e prea mare și deci era puțin probabil să intru în Parlament. Acum ratingul meu crește, la următoarele alegeri, am zis, la cele municipale, am trecut de 1%, după aceea când am candidat din partea diasporei, am urcat mult peste 2%, aproape 3%. Acum, dacă aș candida, ar fi niște anticipate, probabil aș trece pragul de 2%, dar a rămas problema cu semnăturile, 2.000 de semnături de strâns în 3-4 săptămâni, cu niște condiții draconice acolo în Republica Moldova și cu condiții de pandemie. Iar dacă le strângi și le prezinți la CEC și ei îți spun că nu-s bune, degeaba te mai judeci, degeaba mai câștigi în instanță de judecată, cum iată a câștigat recent Renato Usatăi, că alegerile s-au consumat și procesul electoral nu mai poate fi întors sau repetat. Problema societății moldovenești e lipsa independenței justiției, deci justiția depinde fie de mafie, fie de clanurile politice de la guvernare. Lipsa de independență a presei, că dacă s-ar mediatiza un astfel de caz, un astfel de abuz, n-ar mai îndrăzni nici CEC-ul, nici comisiile electorale de circunscripție, nici partidele, nici nimeni n-ar îndrăzni să încalce atât de flagrant drepturile. Deci, problema e complexă, cronică și se va repeta la următoarele alegeri în mod sigur. Totuși, eu o Pentru să că, insist iată, pe Maia Sandu a întrebarea fost. mea, fii atent, eu o să insist pe întrebarea mea, dacă ai reflectat asupra, nu știu, știi cum este cu persoanele care candidează, de Adică obicei, vrei să-mi recunosc eu vina că am făcut ceva nu greșit? să-ți recunoști vina, să înțeleg dacă ai reflectat, de exemplu, uite, aș fi putut să fac asta altfel, sau aș fi putut să vorbesc altfel cetățenilor, nu știu, Chiar pentru că azi, chiar azi am avut o discuție cu o doamnă în vârstă, jurnalistă, politiciană, a fost ambasadoare într-o țară sud-americană din partea României și îmi reproșați, de ce te-ai legat cu partidul ăsta? Și am zis, Doamne, doctrinar mă potrivesc cu ei. Cine mai caută? Cine mai votează acum doctrine? Ei bine, eu să prostălanul cela, naivul cela care crede în doctrine. Și eu dacă candidez și le-am spus de multe ori și celor care vin și mă susțin și strâng semnături pentru mine sau măcar semnează, eu nu neapărat vreau să obțin funcția pentru care candidez.
Eu vreau să arăt că se poate, eu vreau să văd problemele din interior și să le denunț public, eu vreau să folosesc tribuna asta, dacă mă cheamă la dezbateri publice, ca să lansez idei. Iată, acum se vorbește deja și la Chișinău, și la București, fostul premier al României, lansează idee pe care o lansasem acum 4 sau 5 ani la Chișinău, despre transport public gratuit, așa cum funcționează de mult la Tallinn, așa cum funcționează de mult în toată țara Luxemburg. Transport public gratuit, ca oamenii să prefere să meargă cu transportul public și nu cu mașinuța lor care poluează și ocupă loc în trafic. Deci, iată ideile, dacă sunt bune și sunt promovate E de considerată oameni. o idee populistă, nu se potrivește pentru toate țările. În Germania, de exemplu, transportul public este foarte scump și de aceea este atât de bun, da? Pentru că se investește mult în transportul public. Luxemburgul a ajuns la această măsură după ce ani de zile oamenii au plătit sume frumoase pentru a merge cu transportul public, da? Adică i-a crescut nivelul acestui transport, ca după aceea să poată să-l facă gratuit. Deci nu Un este. simpatizant al meu care susține și el ideea asta a făcut recent un studiu și a constatat că actualul transport public din Republica Moldova, probabil și ăsta din România, care e subvenționat în proporție de 70-80%, e mai scump decât dacă l-am face 100% subvenționat. Pentru că noi acum plătim toate buticurile, tarabele, geretele, cele unde se vând bilete, inclusiv biletele, inclusiv aparatele care scanează biletele, aici în România, că sunt electronice, iar în Republica Moldova plătim salarii la taxatori care lucrează în condiții inumane și degradante. Și dacă am economisit banii ăștia, am putea subvenționa 100%, am avea transport public gratuit și oamenii ar avea motiv să meargă cu transportul public și să lase naibii mașina acasă, pentru că se chinuie, se sufocă tot în trafic, dar nici nu sunt motivați să meargă cu transportul public, pentru că alături zace și troleibuzul sau autobuzul, în același trafic sufocat. Eu cred că este o idee foarte faină, dar cred că mai durează un timp până când o să poată să treacă Moldova sau România la această măsură. Na. Pentru că totuși la momentul actual transportul este catastrofal. Ultima dată eu când am fost la Chișinău, mie mi-a fost frică să mă urc în rutieră, da? În troleibus încă mai îndrăznești, dar sunt puține. Sunt într-o stare jalnică. Transportul public de la periferia Chișinăului se află într-o stare jalnică. Deci eu nu cred că asta va S-a mai fi. rezolvat acum, în locul microbuzelor au băgat troleibuze, inclusiv la Da. Trușeni, unde nu mi-am imaginat niciodată, doar credeam că visez troleibuze fără fir, deci iată, s-a rezolvat o parte din probleme de felul ăsta. Dar acum Bănesc că merg mai sunt fonduri departe și externe. încurajez oamenii, acum încurajez oamenii să meargă ca brega cu bicicleta, pentru că e sănătos, la Chișinău e mai greu, că-s dealuri, că nu știu ce, dar aici la București e așa orașul, poți să mergi 20-30 km pe zi cu bicicleta sau chiar cu scuterul, cu trotineta. E Nu foarte prea se merge. periculos pentru că nu există peste tot piste și așa mai departe. Deci mai are un pic, dar București este pe calea cea bună. Chiar am rămas impresionată ultimii 2 ani când am văzut că au apărut niște piste, cel puțin prin centru. Bravo lor, s-au apucat un pic în direcția care trebuie. Hai să ne întoarcem un pic la întrebarea pe care ți-am spus-o. De ce? Pentru că de obicei oamenii care își doresc într-adevăr să intre în politic, da? Și să facă anumite schimbări. Trebuie să vorbească cumva pe înțelesul cetățenilor, asta este părerea mea, sau să se facă înțeles de către cetățeni, ca cetățenii să-i poată vota, cetățenii să aibă încredere că acești oameni o să înțeleagă doleanțele, că o să facă promisiunile pe care le-au dat și așa mai departe. Cum a fost la tine comuniunea asta cu publicul care ar fi vrut să te voteze. Pentru că Eu da, am avut îți exprimi noroc că gândurile pe tot, am dar. avut noroc că am lucrat în mass media, întâi vreo 3 ani în radio, na, mulți ani până la facultate în televiziune ca asistent de regie, dar după aceea la microfon așa, am lucrat 3 ani în radio la Hyde Park, emisiunea aceea de la antena aceea, după aceea în amic cu public încă 3 ani la televiziune și radio și asta a fost un exercițiu minunat de convingere, de persoasiune, de a intra în pielea și sub pielea omului, ca să-l înțelegi și să încerci să-l convingi.
Deci mi-a fost școala, exercițiul ăsta foarte util. Nu mai spun că aici la București făcusem facultate de film și trebuia să interacționez cu echipa, eram regizor ca profesie, trebuia să interacționez cu echipa, cu actorii, după aceea la montaj și încă să convingi comisia. De altfel am avut o întâmplare foarte revoltătoare cu filmul de ultimul an, ficțiune, pe care îl consider reușit, este și acum vizita pe YouTube. Am luat 9 la absolvirea anului 4, la absolvirea facultății și exact ca la Caragiale s-a răsucit cifra și am luat 6. Dar cu aceeași comisie, cu aceiași oameni, peste o lună am luat nota 6 și am picat examenul de licență. Asta a fost revoltător pentru mine. Deci n-am reușit chiar să o conving, de exemplu, pe Elisabeta Bostan, care era atunci decana facultății, sau pe alții. Deci am un fel de experiență de viață și profesională de a convinge oamenii și asta îmi face ușoară activitatea politică sau civică, pentru că eu rămân și activist civic, nu de mediu, de drepturile omului, de libertate de exprimare. Continui să am polemici cu polițiștii, cu jandarmii în stradă și după aceea să îi dau în judecată și în judecată trebuie să convingi instanța și tot așa. Am experiență de a mă plânge împotriva statului la CEDO, am câștigat vreo câteva dosare împotriva Republicii Moldova, acum mă judec cu statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deci e ușor să fii politician când ai un astfel de background de mass media și de societate civilă. Și sper că sunt eficient. De asta cei din Partidul Verde, când au aflat că vreau să vin la ei, au zis: oh, bravo, bine că ai venit. De altfel, ei mi-au făcut curte acum 2 ani când m-au văzut la protestele rezist, dar atunci am zis: nu, eu vreau să rămân independent. Dar am constatat că și în România legile electorale sunt discriminatorii cu independenții și am fost nevoit să... Nu e prea devreme pentru un partid verde, cum crezi, în România? Adică este pregătit publicul român pentru un Da, partid da, da. verde? Strasburgul sau Parisul e condus de primarii cu Germania convingeri. este condusă de partidul verde, nu cred. Germania e Ai la văzut guvernare cu ultimele partid, alegeri? da, coaliție. Da, dar Deci nu-i timpul România. ca măcar să intre, să apare pe scena E politică adevărat, Partid Verde, e da. adevărat, Cum să e fie adevărat. prea devreme? Niciodată publicul nu va fi pregătit să respecte drepturile omului, să respecte drepturile minoritarilor, să aibă grijă de mediu, dar cineva trebuie să înceapă a vorbi și să le spună despre pericolele încălzirii globale, despre pericolele mafiotizării statului și tot așa. Ce Sper că șanse verzii crezi? nu sunt doar ecologiști. Ce șanse crezi că ar avea un partid verde în Republica Moldova? Există. Acolo se pare că Partidul Verde Ecologist e mai vechi decât Partidul Verde din România. Și până acum n-a avut mari șanse, poate pentru că, nu știu, s-a lipit de ideile astea de dreapta, naționaliste, conservatoare, pe când verzii europeni sunt mai liberali, mai libertini, mai de stânga chiar. Pe când stânga, iată, și în România și în Republica Moldova, a fost compromisă de PSD, de PSRM și de PCRM și de alți impostori. Sper că e un partid, sunt partide de viitor, și verzii din România și verzii ecologiști din Republica Moldova. Dar nu știu ce șanse au. Să-i vedem la alegeri. Da, știi că Moldova acum bineînțeles că știi, se Se pregătește pregătește pentru de prezi. alegeri prezidențiale, da. Da. Zi-mi, te rog, dacă ai vreun candidat favorit și de ce? Da, am decis să o susțin deschis și categoric pe Maia Sandu, pentru că o consider cea mai potrivită candidatură pentru vremurile actuale. Cred că e timpul să vină în politică femei, dar nu numai motivul că e de gen femeiesc, ci și pentru că s-a manifestat ca un politician, ca o politiciană intransigentă și curajoasă până acum. Chiar dacă a avut nenorocul să fie în preajma lui Vlad Filat, să conducă guvernul împreună cu socialiștii, sunt vremuri vitrege, dar în care și-a manifestat curajul și consecvența. Deci pentru mine a fost convingătoare și nu cred că e necesar să vină, nu știu, și Dorin Chertoacă și Andrei Năstase și Octavian Țicu și cine mai încearcă acolo să candideze pe Nu știu stânga, dacă ai PD, auzit, centru-dreapta.
Da, nu știu dacă ai auzit, există această speculație că ar vrea să se facă un bloc de dreapta, fără partidul PAS, din cei care au existat, adică câțiva unioniști, Andrei Năstase și mai știu ce, domnul Filat. Ce părere ai despre chestia asta? E treaba lor dacă vor să unească 01 cu 01 și cu 03 și să facă maximum procent. E treaba lor dacă vor să facă de râs cu un astfel de bloc. Mai onorabil e să nu participe precum Partidul Verde, de exemplu. Nu participe pentru că vede că o astfel de competiție nu e chiar de talia, de mărimea lor. Sau să susțină un candidat credibil și care în sondaje apare deja bun. De ce crezi că Andrei Năstase a pierdut alegerile la primărie? Pentru că s-a compromis ca ministru de interne și vicepremier. Cel puțin pentru mine a fost scandalos să-l văd că vine duminică la minister cu doi mitropoliți și inaugurează o răstignire într-o instituție laică de drepturi ale omului. Iar în prima zi sau în prima săptămână de mandat și-a numit cu mătru în fruntea poliției. E adevărat, fost judecător, poate că e foarte calificat pentru chestia asta, dar principial nu trebuia să-l numești pe el, mai bine pe unul mai puțin calificat, un anonim, un neică nimeni, dar să nu fie rudă de-a ta, pentru că altfel nu ești mai breaz decât Plahotniuc. Măcar acela nu-și numea rudele acolo, își numea membrii din clanul lui. Dar Andrei Năstase să-și numească cu mătru în funcție de șef al poliției și să apere chestia asta fără regrete, mi-a părut descalificant. Și mă bucur că electoratul a simțit irresponsabilitatea lui, ba mai mult, ieri, alaltă ieri l-am văzut conducând ședința de Consiliu Municipal, în ie că era ziua, sau na, cămașă bărbătească tradițională, că era ziua limbii, dar fără mască pe figură. Și asta mi s-a părut irresponsabil. Tu conduci ședința și tu încalci legile și cu ce ești tu mai breaz decât Chicu, care face nuntă pentru fiul său în timp de pandemie? Cu o grămadă de invitați, încălcând toate normele, sau cu Dodon, care merge pe la toți veteranii, pe la toți copiii, pe la toate orfelinatele, fără mască, se duce la Moscova, nu intră în carantină, se duce la Muntele Athos, aduce COVID de import și nimeni nu-l pedepsește pentru chestia asta. Nu ești, Andrei Năstase, deloc mai breaz decât ăștia doi impostori. Pe când Maia Sandu a făcut un live cu diaspora, erau două femei la sediul partidului, poate altcineva nu mai era acolo, amândouă cu mască în cadru. Bravo, minunat, așa trebuie dat exemplu. Bine, erau și în spațiu închis. Da, Într-adevăr, Andrei Năstase nu era în spațiu închis, era în conducător de spațiu. Eu ședință. n-am văzut exact cadrul acesta și. Ședința Consiliului Municipal. Da. Păcat, păcat că nu dau un exemplu, pentru că în afară lucrurile stau complet altfel. Aici absolut toți, nu știu, miniștrii sau politicienii, toți poartă mască și sunt în primul rând ei un exemplu pentru cetățeni, ca aceștia să urmeze regulile. Și aici Klaus Iohannis e foarte bun în sensul ăsta și a gestionat cât a putut de bine criza asta. Mi-amintesc chiar cum a pus piciorul în prag și i-a zis ministrului de interne, chiar dacă e din partidul lui, i-a zis niciun fel de foc haric răspândit de poliție și de jandarmi pe la casele oamenilor. E pandemie, stop cu focul haric. Și asta a părut minunat și Klaus Iohannis apare mereu cu masca pe figură, mai puțin cum îl cheamă? Ludovic Orban, premierul, care e tot liberal, e și la ziua lui de naștere și a permis o scăpare și a apărut fără mască, consumând alcool în biroul lui de serviciu de la guvern, cu subalterni și subalterne tot fără mască. Asta a fost descalificant pentru ei. Ce crezi că ar putea să mai facă, de exemplu, partidul PAS ca să aibă șanse de a câștiga alegerile prezidențiale? Care ar fi sfatul pe care ar putea sau vrea să le dai? Nu sunt maestru al succesului politic, sunt totuși încântat de succesul pe care îl are PAS, chiar dacă nu-mi sunt simpatici sub aspect doctrinar, pentru că s-au afiliat dreptei, conservatorilor, sau cum se numesc ei, popularilor europeni, da? Împreună cu Băsescu, da? Sau cu cine? Cu Victor Orban din Ungaria,
cu ăștia sunteți împreună, sau cu Andrei Năstase, sau cu Vlad Filat, împreună sunt membrii popularilor europeni. Păi au Pentru ales că un vector pro-european, dacă au ales și ceilalți, asta e. vector pro-european ești Partidul Verde European, cu care suntem noi afiliați, e altceva. Totuși, chiar dacă doctrinal ziceam nu-mi plac pentru că se declară de dreapta, dar sunt încântat de succesul lor politic electoral și de felul cum au permis femeilor să fie în fruntea partidului, tinerilor, persoanelor rome, au un deputat și rom și vicepreședinte al partidului, ceea ce mi se pare încântător de aplaudat. Divers. Democratic, modern, Da. flexibil, minunat. Ok. Perfect. Păi eu am cam terminat cu întrebările. Îți mulțumesc foarte, foarte mult că ai acceptat să particip la gazeta noastră și sperăm că ne mai auzim. Cu siguranță, poate eu sau unul din colegii noștri o să vrea să mai discute cu tine. Mulțumesc foarte, foarte mult și o zi cât mai faină. Vă doresc succes în începutul ăsta, să zic așa, trăsnit, în vremuri când e mare inflație de gazete, de canale, de jurnale, de tot ce vrei, de bloguri, să mai apară una. Bravo! Vă doresc succes și mulțumesc pentru încredere de a fi printre primii intervievați. Mersi tare mult. Ciao. Noroc!